here I am, trusting in God's plan as He shapes and He molds me with His loving hands. With each struggle I face, I know He'll get me through. He's preparing me for this journey. Struggle I face, I know He'll get me
is preparing me for this journey with you. So let's go on this journey, this journey with God. Let us praise Him together, serving as one. Let us look towards heaven, no matter what comes, as we go on this journey, on this journey as one. Now here we are, starting our new lives. We're on our road, trusting Him to guide. Hand in hand and side by side, serving God together seems so.
Чашу нас! Ciao, hai ben detto la chiara che è cadetrista. Sassi, con via adresa cadete, nato con la tutta la mia. Ma dai,
Iisus din moarte și păcat. Good.
עוונות תשמור
Hashem Miyano Kincha Zericha Man Divar. Încă de la început, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, toți aceia care ați ales să fiți alături de mirii noștri din această seară, și anume alături de Elisei și de Denisa. Domnul să-i binecuvinteze! Mulțumesc pentru aminul puternic. Da. Amin, bun. De acolo din spate se aude mai tare aminul. Și pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, avem nevoie de oamenii lui Dumnezeu la această nuntă.
și permiteți-mi să invit frații păstori, cei care vor oficia această cununie religioasă, și îl invit alături de mine pe fratele păstor Aurel Ardeu și fratele păstor Cornel Țună. Domnul să-i binecuvinteze. Un pic muzica mai tare, că au nevoie și păstorii. Hai, prințule! Vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acum haideți să ne ridicăm în picioare și în aplauzele dumneavoastră invit pe Badea și Florica să ducă mirele din această seară. Elisei! Aplauze pentru mirele Elisei! Elisei de la Covesâns! Și Florica își conduc copilul Elisei la altar pentru a primi în această seară de 19 iulie binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Păstorii se vor ruga, păstorii vor predica, însă cel ce dă binecuvântarea este Dumnezeu. Dar Biblia spune că ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru totdeauna și asta cred că își dorește și Badea și Florica pentru băiatul lor Elisei. Mulțumesc! Puteți să ocupați locurile și dumneavoastră. Urmează acum o listă de 10 cupluri de nași. Oameni care vor fi alături de acești tineri și sunt deja alături de tinerii aceștia. Iată așadar cuplurile de nași din această seară. Spuneam, o nuntă de nota 10 în care vom avea 10 cupluri de nași. Primul cuplu de nași este format din Florin și Alina! Aplauze pentru Florin și Alina! Florin și Alina, nașii mari! Perechea cu numărul 1! Cu numărul 2 în această seară, perechea formată din Gabi și Lina! Următoarea pereche de naș este formată din Cosmin și Tabita! Ușor, Cosmin și Tabita, ușor pe covorul roșu. Putem face și poze. După Cosmin și Tabita urmează Cosmin și Alina! Cosmin și Alina, următoarea pereche este formată din David și Asmina! Aplauze pentru David și Asmina! Veniți tocmai din Anglia! Următoarea pereche este formată din Cristi și Simona! Aplauze pentru Cristi și Simona! Următoarea pereche este formată din Cornel și Narcisa! Aplauze pentru Cornel și Narcisa! După Cornel și Narcisa, ultima pereche din această seară este formată din Dionisie și Sandra! Hai,
picioare. Și urmează momentul important al acestei ceremonii, unul din momentele importante al acestei ceremonii. Urmează să chem Mireasa, care în această seară va fi condusă aici, la altar, alături de mirele ei, de Elisei, va fi condusă de mama ei și de fratele ei în această seară specială și deosebită. Mama Manuela și fratele Miresei Alin o vor duce pe mireasa Denisa! Aplauze pentru Denisa! Aceasta, Denisa. Dar aș vrea să avem aplauze de furtunoase și pentru Manuela, pentru mama Miresei și pentru fratele ei, Alin. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aplauze! De obicei, pun câteva întrebări mirilor înainte de a le permite să meargă după mireasă, dar Elisei mi-a zis în seara asta că este foarte emoționat. E și normal, când îți vezi mireasa în față, o mireasă atât de frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi. Doar atât te întreb, Elisei, ești gata să mergi să o iei pe Denisa de lângă mama ei, Manuela, și de lângă fratele ei, Alin? Da. Am văzut că ești hotărât, așa că du-te și iau. Aplauze pentru Elisei și Denisa! Haideți să rămânem doar câteva momente pe picioare, pentru că voi invita frații păstori aici și dânsii vor citi din cuvântul lui Dumnezeu, ne vor da câteva sfaturi, gânduri, așa cum dânsii vor găsi cu cale, după care se vor ruga. Așa că rămânez microfonul fratelui păstor Cornel Țună. Iubiți miri, frași și surori, ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie și după ce am primit cu atâta dragoste la primirea care le-a făcut-o fratele păstor Toni, mă bucur foarte mult că putem să le adresăm și un cuvânt divin. Voi citi din cartea Genesei, capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine că omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului, toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum ar le să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui vețuitoare, acelea era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului, tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit.
Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui, a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Și omul a zis, în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și va fi un singur trup. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Câteva gânduri, după care și fratele păstor Aurel va adresa câteva gânduri. Mă bucur foarte mult că în această zi frumoasă de vară Dumnezeu a îngăduit pentru voi să faceți ce e voia lui Dumnezeu. Biblia ne arată aici unde am citit că Domnul Dumnezeu l-a înzestrat pe un om cu o capacitate deosebită. Nu știu dacă eu aș putea să spun așa de repede din memorie 20 de păsări, 20 de animale. Omul, în schimb, a pus nume la toate păsările, la toate viețuitoarele și în final s-a uitat și a zis, eu tot singur sunt. Fiecare îl vedea că are pereche, parte bărbătească și parte femească. Și atunci Elisei, tu porți un nume frumos de proroc, Elisei, constatarea Domnului a fost următoarea, că nu-i bine ca omul să rămână singur. Și pentru această lucrare, Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit, a făcut o operație, a luat una din coastele lui omului și din coastă a făcut o femeie. Când s-a trezit el din operația care a fost, i-a făcut-o Domnul, a exclamat un lucru, în sfârșit, putea să vorbească cu ea, putea să-i pună întrebări, primea răspuns, zâmbea unul la altul, și bărbatul și femeia. Ca în final, Dumnezeu să-i binecuvinteze și spune cuvântul Domnului aici unde am citit, că Dumnezeu i-a binecuvântat. Viața care trăim noi și care o trăiți voi, părinții voștri, a fost diferiți de ce aveți voi astăzi. Dar nu uitați, vremurile când noi ne-am căsătorit, au fost și alte vremuri. Eu sincer mă bucur foarte mult în această vreme, când oamenii nu mai pun bază pe biserică, bază pe rugăciune, să mergi la biserică. Asta e ceva pentru foarte mulți prea jos. Mă bucur că voi ați venit astăzi înaintea lui Dumnezeu, căci Biblia spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, Domnul zice că e prezent acolo. Și eu vreau să proclam în această după masă prezența Domnului în locul acesta. Amin. Și pentru că Domnul este prezent aici, noi ca slujitori, aș vrea să vă spun două lucruri. Primul lucru, soția ta a fost luată de aici. Să prețuiești. Foarte, foarte mulți cred că dacă soția este un vas mai slab, poate să o mai împingă, poate să-i spună cuvinte care nu sunt potrivite. Nu. Să o prețuiești pe soția ta. Și în al doilea rând, împreună amândoi, să nu renunțați niciodată de a fi împreună. Nu știm ce aduce ziua de mâine, anul de viitor, nu știm. Dar știm un singur lucru, că așa ne învață Biblia, că ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu este Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea înțelepciune, lumină și familia aceasta care se formează să rămână binecuvântată de Domnul. Și mirele și mireasa, eu zic din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Amin. Doresc și eu să mă alătur fratelui meu, păstor Cornel Țună, câteva cuvinte, câteva gânduri, câteva sfaturi. În primul rând, doresc din toată inima pe tine, Elisei, și pe tine, Denisa, Dumnezeu, să vă binecuvinteze și așa cum stați astăzi aici, să stați împreună unul lângă celălalt până când moartea vă va despărți. Rămâneți împreună, iubiți-vă unul pe celălalt, respectați-vă unul pe celălalt. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit
să arate dragoste, bunătate, înțelegere, respect, bunăvoință, pace, liniște. Și ce-i trebuie unei familii, unei case? Pace, liniște, înțelegere. Vreau să vă reamintesc că voi doi nu sunteți perfecți. Și niciunul de aici nu este perfect. Singurul care a fost perfect este Iisus. În El nu s-a găsit vicleșug, nu s-a găsit păcat, nu s-a găsit răutate. Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască, Domnul Iisus a venit să vindece, Domnul Iisus a venit să unească și așa cum s-a spus, ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Fie viața voastră de mâine începând ca și astăzi. Sigur că diavolul va încerca să vină cu îndoială. Așa cum s-a prezentat la Adam și Eva când a zis, oare cu adevărat a zis Dumnezeu că în clipa când veți mânca din pomul din mijlocul grădinii veți muri? Tot așa și diavolul va veni la tine Elisei, la tine Denisa, să seamene îndoiala. Oare ea este aleasa? Oare el este alesă? Nu era altcineva? Voi sunteți astăzi aici și ne-ați dat de înțeles că vreți să rămâneți împreună. Orice gând al diavolului care va veni să seamene îndoiala între voi, să-l mustrați. Împreună slujiți-l pe Dumnezeu. Se spune în cuvântul lui Dumnezeu că funia împletită în trei mult mai tare e. Adică voi doi și cu Domnul Iisus, trei, formați o unitate puternică. În momentele vieții de pace, de liniște, de întristare, de sănătate, de boală, apelați la Dumnezeu. Rugați-vă împreună pentru sănătate, pentru bunăstare, pentru fericirea familiei, pentru pacea familiei. Binecuvântați pe Domnul pentru părinții pe care i-ați avut. Binecuvântați și mulțumiți Domnului pentru tata și mama care s-au ostenit și v-au adus la această stare. Mulțumiți Domnului pentru ei, pentru că va veni ziua când și copiii voștri care prin harul Domnului îi veți avea o să mulțumească lui Dumnezeu pentru voi. Purtați-vă cu cinste, fiți credincioși, respectați-vă unul pe celălalt. Vreau să vă spun o întâmplare care de multe ori noi o spunem și poate că ați mai auzit-o. Se spune că după căsătorie, cei doi tineri s-au dus la piață să cumpere de aleguri, alimente. Și soția a ținut coșul și soțul tot a pus în coș. Și au plecat spre casă. Soția a dus coșul plin de alimente. Dar soția zice, dragă, nu vrei să mă ajuți la coș? Că e cam greu. Dar el a zis, n-ai auzit ce s-a spus la adunare? Că noi suntem una, adică indiferent că duc eu coșul sau tu, tot una e. Soția n-a zis nimic, a ajuns acasă și când soțul a mers prin curte să lucreze, soția s-a dus în casă să facă mâncare, soțul obosit după câteva ceasuri, a simțit miros de mâncare și ceva mai special, de clătite. Și a zis soțul, mă bucur, draga mea, că ai făcut de mâncare, dar parcă ai făcut și clătite. Da, am făcut, dar l-am și mâncat. Dar cum? Dar n-ai spus tu că suntem una? Că mânc eu, că mânci tu? Tot una e. La voi să nu fie așa. Iubiți-vă, împărțiți ce aveți. Împărțiți mâncarea. Împărțiți desertul. Iubiți-vă, trăiți în pace. Și în toate problemele vieții, chemați-L pe Iisus în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să rămâneți credincioși și împreună toată viața. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare cu toții. Aș invita și părinții lui tineri să vină aici mai aproape de noi. Așa, să vă puteți să rămâneți acolo, mama. Hai, frate, și cu soția. Fratea Elisei, alături de părinții tăi și de invitații tăi în această zi și înaintea lui Dumnezeu, te întreb dacă din dragoste și nesili de nimeni merge în căsătorie după mireasa ta, Denisa? Da. Vremurile, timpul care le avem în față, nimeni nu-l cunoaște.
ești hotărât și la bine și la greu. Și până când ești hotărât să trăiești alături de ea, să o iubești și să o respecti. Bine, Mate. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sora Denisa, ai auzit cuvintele lui Elisei, te întreb și pe tine dacă din dragoste și neserită de nimeni iei în căsătorie pe Elisei. Dumnezeu să-ți ajute și să te binecuvinteze. Până când ești hotărâtă să rămâi alături de El? Dumnezeu să-ți ajute și El să te binecuvinteze. Amin. Tată bun și iubit, suntem în aceste momente înaintea Ta, Doamne. Stau înaintea Ta, Elisei, împreună cu Denisa. Suntem și noi aici, sunt părinții și pe toți să ne binecuvintez, doresc din toată inima mea. Am o dorință, Doamne, dacă în anii care au fost în viața lui Elisei, prin ce v-a supărat pe mama și pe tata, iartă-l, ca să primească de la Tine, Doamne, binecuvântare. Mă rog să binecuvintez viitorul lor, noi nu-l cunoaștem, viitorul lor este în mâna Ta. Binecuvântă-i, Doamne, fie că vor trăi aici, fie că vor trăi în altă parte a lumii. Să nu uite niciodată că Tu ești Tatăl lor și Dumnezeul lor. Doamne, îți mulțumesc pentru Elisei. Părinții au pus-o în nume așa de frumos. Folosește-l cum l-ai folosit pe Elisei, Doamne, în lucrarea Ta, pentru slava Ta și pentru gloria Ta. Noi ca oameni, Doamne, n-avem binecuvântări, dar știu că Tu ce binecuvintezi rămâne binecuvântat. De aceea îți mulțumesc și Te laud din toată inima să binecuvintezi încă o dată și părinților, și să binecuvintezi și invitaților și fă în această seară o seară de bucurie, Doamne, pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Mă rog, Tată Ceresc, pentru Elisei și Denisa, ca soț și soție, ca Tu să-i binecuvintezi. Lasă prezența Duhului Tău cel Sfânt în viața lor. Lasă în inimile lor dragoste, pace, bucurie, răbdare, credincioșie. Ajută să caute mai întâi împărăția Ta, pentru că Tu ai spus așa, că cine caută mai întâi împărăția Ta și neprihănirea, va avea viață și toate celelalte lucruri de care ei au nevoie în viața aceasta, Tu le vei da. Doamne, ajută să-și îndrepte privirile spre Tine, în orice situație vor fi, să apeleze la bunătatea și la dragostea Ta și să-ți dea Ție întâietate. Pentru că de toate celelalte lucruri pământești, Tu te vei îngriji și le vei da. Ajută, Doamne, să rămână credincioși, iubitori, să-și respecte în continuare părinții, rudenile, frații, surorile, să caute adunarea, să caute numele Tău. Îi încredințez în brațul Tău, fii cu ei acum, pe noul drum pe care ei pornesc. Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească, Duhul Tău cel Sfânt să-i ocrotească, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să-i ajute să răzbească în viața aceasta, prin orice greutăți și încercări vor trece. Las pacea Ta, binecuvântarea Ta și numele Tău de Dumnezeu peste ei doi. Amin. Vă rog numai să aveți puțin răbdare să treacă mirii și apoi ne încolonăm în spatele mirilor și mergem înspre sală. Shema Bekolim
בין האוזניך קשובות לכל תחנוני ממעמקים קראתיך השם השם שמע בקולי תשמור כאן השם מיענות תנחה צריכה למען תברך הסליחה
și mă becoli. Tie n-auzneha ca șuvot de col tahanulai. Mi mama kim, cotiha șer.